Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Ideale Buzoianului, ca de obicei mai multe subiecte de ordin local v-am pregătit și pentru emisiunea de astăzi, de fapt exclusiv subiecte locale. Ca de obicei, marțea, invitatul nostru este domnul avocat Florian Angelo. Vă salut, domnul avocat, mulțumesc frumos pentru prezență. Bună seara, în cele din urmă intrăm în normal, nu? Da, intrăm în normal. Zice domnul Angelo că săptămâna trecută a venit joi, a fost la mare sau la munte, ceva de la munte, genul ăsta. La munte. La munte. Haideți să vă citesc câteva din subiectele pe care le vom prezenta în emisiunea de astăzi. Emisiunea la care, ca de obicei, vă solicit ajutorul. Începem cu pasarela peste calea ferată, pasarela care face legătura între cartierul Poștă și Bulevardul 1 Decembrie, la sugestia unui telespectator din emisiunea de ieri, domnul Ivașcu. Echipa Campus TV s-a deplasat astăzi acolo și a văzut ceva. Avem de asemenea câteva fotografii interesante de la un loc de joacă din municipiul Buzău, din cartierul Crâng, de asemenea la sugestia unora dintre telespectatori. Avem și fotografii în emisiunea de astăzi, fotografii trimise de asemenea de telespectatori. Iată ce ușor e să faci emisiuni la Campus TV când te ajută telespectatori. Deci, practic, primele 3-4 subiecte din această emisiune sunt consecința unor sugestii date de telespectatori. Vis-a-vis de gara CFR, avem o promisiune că se vor asfalta două peroane. Avem de asemenea un material interesant cu un domn de 76 de ani, cu o poveste de viață deosebită, să nu zic extraordinară. Mănâncă la cantina săracilor în fiecare zi. A fost pilot de vânătoare în anii 60, pe MiG, unul dintre cei mai buni piloți din România, a încercat să fugă cu avionul în Turcia, la o bază americană, au americanii o bază. A fost prins în Bulgaria, a făcut 10 ani de temniță grea la Aiud și toată viața i-a fost dată peste cap. O poveste interesantă de viață. Un subiect care cu siguranță vă va plăcea, dumneavoastră, domnule avocat, legat de scandalul ce se prefigurează în PSD Buzău, unde s-au configurat deja două tabere, cei ai lui Boșco Deală și cei ai lui Ion Vasile, să zicem, cu Mocanu, tată și fiu, Bașca Ghiveciu, și se adună și primarii. Da? Să îngroașă așa țuțuroiul în dreptul lui Ion Vasile, care așteaptă răzbunarea. De asemenea, mai discutăm puțin despre apă. Evident, nicio emisiune fără apă, da, nu se poate. Și o întrebare pe final. Dacă ar trebui și la Buzău interzis consumul de semințe în spațiile publice, înțeleg că e un subiect național, în Giurgiu, Botoșani, Pitești și așa mai departe, se întâmplă așa ceva, iar mâncători de semințe avem cu siguranță și la Buzău. Începem emisiunea, cum vă spuneam, cu această pasarelă practic nefolosită din municipiul Buzău. Dacă pasajul, să zicem, este uzitat și tranzitat așa de buzoieni din cartierul Mihai Viteazu, unii dintre ei, pasarela asta, în schimb, este nefolosită, iar călătorii, buzoienii, își riscă viața în fiecare zi, preferând să o ia printre macazuri și calea ferată, șinele de cale ferată. Iată, avem imagini. Stau colegii mei acolo vreo 10 minute astăzi și au surprins suficienți buzoieni ca să avem imagini relevante vis-a-vis de acest aspect. Iată cum trec buzoienii, tineri, bătrâni, femei, bărbați. La începutul vacanței școlare, mă rog, la vreo săptămână de la începutul vacanței școlare, am fost în gară și
am văzut și eu această pasarelă, este sinistră, neluminată, cum să o folosească oamenii? Cel puțin în orele care se presupune că vin sau pleacă la servici cetățenii. Iar pasarela este așa de, cum se spune, neatrăgătoare din punct de vedere... Dumneavoastră ziceți de pasaj. Nu, pasarele. De pasarele, spuneți. De pasarele, da. Mă gândeam că pasajul este neluminat. Nu, pasajul era chiar... Da, așa e, adică... Și ăla este, da. M-am uitat, ți-am spus, mă aștepta la o linie din asta și am chiar văzut, de pasarele, ziceți? Am văzut pasarela, era sinistră, deci era un obiect înfricoșător. Dacă te uitai, zic, cum dracu să urci cineva la orele respective, deci erau 5 și ceva dimineața, cum să urci ca să traverseze spre oraș? Spun că asta e pasarela de la Mutu, înțeleg, pasarela asta. Da, da? De la... Avem mai multe pasarele în oraș? În oraș, în zona gării. E una singură. Căi ferate? Nu, doar asta. Una singură. Da. Aveți și pe undeva dreptate, domnul avocat. Avem și imagini de pe pasarelă. Da? Haideți să vedem. E greitor atunci. Arată în timpul zilei de data asta. Da, noaptea, da. N-ar fi bine să te aventurezi. Deci oricum mai dau, iese prost. Iată. Acum, nu vedeți, lateral, sunt gardurile astea așa... Asta este pasarela. Probabil că sus acolo au fost cândva niște becuri pentru iluminat. Ea este solidă dacă te uiți așa, dar uite... Evident, nu se știe. Asfaltul, da. Nu mai există. Nu, dar nu se știe care e rezistența. Nu înțelege cu plasa asta, vedeți? Ea a fost la verticală. A fost la verticală pentru ca să, mă rog, să protejeze pe cei care foloseau pasarela și s-a înduit. Da, de la vânturi, probabil, nu? Sau... Cine mai trag și oamenii, mă rog, copiii care se aventurează pe acolo. Am văzut că mai rămâne acum un spațiu așa de vreo 30 de centimetri. Da, mai ca un metru așa jumătate. Un metru. Cu indulgență ar fi un metru mai greu așa să treci cu sacoșile pe acolo. Calea trebuie să ai mare grijă, dar noaptea e posibil... Nu, noaptea nu se poate. Să-ți ia un șpan așa când treci pe lângă Dar n-au filmat colegii... Calea de acces, să mă rog, partea de acces spre pasarele, de acces, de urcat scările și de cobor. Referiți, da. Nu? Sunt de-a dreptul, cum se spune, face alpinism ca să poți să urci acolo. Da, dar rău așa, domnul avocat, am avut știri în fiecare an cu oameni care au fost de tren, da, încercând să treacă peste calea ferată. Bun, eu, ea arată așa cum o văd telespectatori, neluminată noaptea, dar calea de acces, deci rampa de acces este abruptă rău de tot. Dacă ești mai în vârstă, nu știu dacă ai curajul să te aventurezi și atunci preferi să treci pe acolo. Da, înțeleg că este din nou a regionalei CFR. Da. Pasarela asta nu a primăriei și evident din motivul ăsta primăria nu o poate repara, că altfel vă dați seama, veneau ăștia de la primărie și făceau cea mai giugiuc pasarelă din România. Ca toți zmeii în domeniul de îngrijire față, da, de cetățenii municipiului. Știți că și cu peruanele au zis cei de la primărie, domne, n-au cum sunt ale ăstora de la regională, că altfel noi veneam de la primărie... Și le asfaltam imediat, așa cum cred am asfaltat niște resturi. Străzile și trotuarele din Buzău, făceam și peruanele, dar nu-s la noi. Găseau niște resturi ca să asfalteze trotuarele, nu? Eu mă refer la rampa aceea de acces la pasarele. Acolo este, cum să spun, îți trebuie ceva mușchi ca să le urci. Deci nu sunt absolut, cred că au vreo 10 grade înclinare, adică faci alpinism utilitar, știi? Dar oamenii nu vor folosi așa ceva. Este, cum spune, nu este în cultura noastră. Dar și oamenii ce riscă. Spunea domnul avocat, dacă n-am fi avut pasarela și aveam accidente din astea dese, domnule, de asta avem accidente și morți călcați de tren, că n-avem pasarelă. Uite, aici avem pasarelă, e drept, cum arată așa, dar
până la urmă poți să treci pe ea așa, dar măcar ești în siguranță. Știți că se zice pe DN285 aici, unde sunt accidentele astea dese pe da, se facă pasarele, trecerea nu? De pieton, se facă pasarelă, dar alții nu știu dacă ai fost, face pasarelă, dar nu urcă nimeni, nu pe urcă ea. Nimeni pe ea. Nu știu dacă ai fost la Mamaia în ultimii 2-3 ani, au zis că s-au făcut pasarele din loc în loc. E, în primul an, sigur, dar în primii 2-3 ani nu le folosea nimeni. Acum sunt folosite pentru că au mai început să stea agenții de circulație să facă un pic de ordine. Așa și aici. Aici însă, din punctul ăsta de vedere, există acel obstacol pe care l-am subliniat de vreo 2-3 ori. Adică este unghiul de acces la scara de acces la pasarele. Deci ur și cobori greu, da? Greu. Pe și de pe pasarele. Avem un telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara, domnul Zăreacă, bună seara, domnule avocat. Domnul Zăreacă, acele garduri de protecție care sunt îndoite erau montate pentru a nu sări cei care se gândesc să-și termine zilele de trial decent. Împotriva sinucigașilor, nu? Exact, da, împotriva. Protecție. Dar se pare că n-au fost făcute cu cap, pentru că ar trebui făcute în așa fel încât să nu poată fi îndoite de nimeni. Trebuie ceva mai solid. Păi și cine l-a îndoit, aveți cumva habar? Copii, adolescenții care se joacă. N-am habar cine, că n-am stat să le păzesc. Ideea este că s-a făcut ceva prost. În un alt aspect ce spunea domnul avocat, se urcă foarte greu. Dacă filmați și scările, se vede că e o pantă foarte abruptă, iar ai că de urcat mai urci cum urci. Dar de coborât este greu și pentru unul ca mine la 50 de ani. Este foarte greu de coborât. Dacă e pentru bătrâni sau copii. Cu sacoșe. Cu sacoșe. Da. Trebuia filmat domnul Tăreacă de aici la 150 de metri către Boromir pe stânga. Eu v-am spus că este acea intrare pe unde trec toată ziua cetățenii din poștă. Pe șantierului, da? Da, pe șantierului. Este spart și chiar unde este o acoladă făcută de cet la cet cu țevile respective, pe acolo se intre și traversează pe diagonală către gară. Da. Aici v-am dat o sugestie, că oamenii vor, nu vor, cei de la CFR sau de la primărie, oamenii tot trec pe acolo. Între linii ferate, să pună ceva acolo, pietrici măcar. Am înțeles, ca tranzitarea să fie, deci, ceva mai ușor. Există de când e Buzău pe acolo. Dacă tot tranzitează oamenii și nu facem o pasarelă cum e afară, de exemplu, se pleacă stânga-dreapta, stânga-dreapta cu o pantă foarte mică, până când... Dar, din nou, se pune problema cine să facă ce ziceți dumneavoastră, da? Da, e foarte adevărat. Mulțumesc de... Și noi mulțumim frumos pentru intervenție și pentru sugestie. Vă așteptăm și cu alte prilejuri. Mai e o problemă acolo. Mă uitam și eu la imagini puțin mai devreme când trecea o doamnă pe acolo, oricând se poate schimba... Da, acarul. Așa și rămâi cu piciorul blocat. Bun, mergem mai departe. Alte imagini din municipiul Buzău. Trecem de asta dată la un loc de joacă undeva prin zona cartierului Crâng, dacă nu mă înșel eu, și cred că nu mă înșel, în spatele localul ăstuia de nunți Grand, parcă îi zice, cu alte probleme el, dar locul ăsta de joacă a fost sau ar fi trebuit să fie reparat de cei de la primărie. Vedem aici cum arată un leagăn, da? Cu niște sârme, funii, ceva de genul ăsta. S-a rupt sudura de la axul central. Așa, iar sus acolo... El și așa este înghesuit locul ăsta de joacă în spate. Iar bara asta fu prinsă de celelalte două bări în unghi cu scoci. Nu, este bandă din aceea mai tare. Așa, și s-a rupt scociul ăsta. Să arăt, balansul sau forța centrifugă rupe orice acolo. Acum nu știm, ori fi reparat ăștia după la primărie așa cu scoci sau... Nu, oamenii care au oamenii de acolo care au avut copii mici. Să, da, au avut copii mici să poată da copii pe el. Oricum, acolo în zona respectivă cetățenii sunt văduviți. Este înghesuială cumplită. Cel care au dat autorizația de construcție chiar și-a bătut joc de cetățenii din blocurile respective. Acolo, da, nu mai are niciun fel de spațiu, niciun fel de... O rușine, nu? Până la urmă pentru cine? Pentru cei de la primărie? Cei care au dat autorizația de construcție pentru... Au închis odată, total, da, acolo. Că nu îngrijesc locul ăsta de joacă, da? Și lasă așa.
Da? Trebuie să vină cetățenii să lipească, nu? Bara cu scoci. Nu? Da. Este văduvit și de cale de acces ca lumea, este văduvit și de, să zicem, un spațiu adecvat pentru cei care ar trebui să acceseze locul de joacă respectiv. Este mai complicat acolo în zona respectivă. Toată lumea, sau mă rog, au obținut foarte mulți autorizații de construcție pentru tot felul de localuri și zona aceea este pur și simplu... Da, poate cei de la primărie vin și pe acolo. Mai e o variantă, nu știu, poate e mai bună să lipească totuși bările alea cu superglu sau tot cu prenadez. Cu prenadez ar fi nu, și cu superglu, cu orice, sudura se rupe dacă este făcută prost și la locul unde forțele de forfecare acționează din plin. Adică nu știu cum a fost făcut leagănul respectiv să se ruptă, să plesnească sudura tocmai acolo. Da, deci iată ce urât, poate cei din primărie... Dar e vopsit frumos, nu vezi că este vopsit frumos? Da, e frumos, e roșu, da. Bun, mergem mai departe, trecem la alte imagini, de data asta statice din municipiul Buzău, fotografii trimise de telespectatori la redacție. Ca de obicei, lansez această invitație pentru telespectatorii noștri să ne trimită fotografii, iar noi le vom prezenta pe toate aici în această emisiune, vedem pe cele care merită, dar până acum am primit numai fotografii bune. Haideți să le vedem și pe cele din emisiunea de astăzi. Pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, da, vis-a-vis de clubul la TES, parcă așa îi spune, era o discotecă odată acolo, acum nu știu dacă mai e, vedem un jeep aparcat pe partea cealaltă, da, vis-a-vis de discotecă, aproape de parchet acolo. Nu, dacă ai jeep, poți să faci ce vrei, da, poți să parchezi și pe trotuar, și pe spațiu verde, poți să distrugi și, cum îi spun la... lucrurile astea protecția de arhitectură urbană, așa, dar n-are, uite, vedeți, omul n-a avut nicio treabă, a urcat mașina pe trotuar. Dar nu e jeepul, e o mașină obișnuită. Nu, e un SUV din ăsta, parcă așa suvuleț, e, da. Spune. Bun, dar, lasând la parte faptul că mârlanul respectiv îl doare în cot de reguli și de civilizație, uite ce calitate are materialul de acolo. Dacă pur și simplu s-a urcat ăla cu roata sau cred că altul. Păi da, dar să știți că totuși că nu e o trotinetă. Nu este. Nu o trotinetă s-a urcat peste. Cred că altul dinaintea lui. Da, da. Că ăsta l-a aferit locul unde este stricat bordura aceea sau semibordura aceea. Da? Sau cine știe, o fi dat înainte, înapoi, n-a prins bine? A? Nu cred. E posibil să nu o făcută el, dar noi îl bănuim pe ăsta cu... El a fost prins asupra faptului. Da? În flagrant delict. Sau vreun coleg de-a lui o fi făcut-o da. Înainte, evident. Nu-mi dau seama ce mașină este, dar oricum, în zona respectivă e frecvent... modul ăsta de a folosi trotuarul. E adevărat că un trotuar destul de larg, dar iată ce spațiu a lăsat cetățenilor de trecere între treptele alea, care de asemenea sunt făcute cu totul și cu totul împotriva regulilor de urbanism. Ce putem să spunem la mai mare, nu vis-a-vis? Adică s-ar putea parca mașina direct pe trepte, așa, da? Transversal. Ca să se vadă, că acum chiar e pus în evidență încălcarea proprietății publice, în sensul că privatul respectiv lasă a construit. Un metru, cât un metru 20 sau câte cât mai este legal acolo. Și e voi. Avem un telefon în direct, o doamnă e pe fir. Să rămână, spuneți, vă rog. Vă rog, sunteți în direct. Bună seara și invitatul dumneavoastră. Nu știu cine este invitat, acum am ajuns de la servici și aș mai sesiza că sesizări am făcut N ori la dumneavoastră. Pe strada Saturn Linie, în poștă. Da. Cred că e mai rău ca la țară. Nu s-a asfaltat din câte știu. Fără lumină. Neasfaltat, a spus, da? Neasfaltat, da. Nu. Păi, neasfaltată, ne. Cartierul Poști. Mai ales acum când a plouat, pe domnii de la primărie i-aș invita aici. Și noaptea și când plouă. Sunteți ca în răutăcioasă. Și noaptea și când plouă. Da, și nu da, pe toți. Da. Nu pe toți. Ne-ar conveni. Da, dar nu pe toți. Invitații să vină acolo cei care decid. Avocat, da.
Cei da. Care decid asfaltarea, pe aia se invitați acolo. Da, cei care candidează mereu la primărie și se laudă de fiecare dată și rămân cu laudele. Da, pe de-o parte, doamnă, v-aș invidia așa, că sună frumos așa strada pe care locuiți dumneavoastră, Saturn, linie, da. Te poți gândi la diverse lucruri, dar ziceți dumneavoastră că acolo ce, găsim praf, noroi, nu praf de stele, da? Praf de glod. Da, da. Așa. Și de ce nu s-a asfaltat acolo? Nu s-a mai găsit? Păi n-a mai ajuns asfaltul. S-a terminat mai la dumneavoastră asfaltul. Da. Dar știu că s-a asfaltat Poștă și Mihai Viteazul. S-a asfaltat, exact. Și Mihai Viteazul. Exact. Da. Ultima stradă paralelă cu linia e neasfaltată. Păi s-o fi considerat că la dumneavoastră este linia ferată, doamnă, și probabil de asta. Probabil că a considerat că mergem cu trenul. Mulțumesc frumos pentru intervenție. Doamnă, haide să vedem și alte fotografii din municipiul Buzău cu diverse lucruri pe care le reclamă buzoienii. Iată, aici ce este o făcătură, nu? Sau chiar așa arată mașina asta? Așa arată mașina. Este o mașină americană de ceremonie, mă rog, pentru anumite persoane care își vor permite în Statele Unite asemenea mașini. Aici este folosită la nunți. Da, mă gândeam că au făcut colegi așa în programele astea de editare și au lungit-o așa. Da? Scrie și pe număr al cui este mașina respectivă. Este în preajma casei căsătoriei, după cât îmi dau seama, și este folosită... A, deci e pusă asemenea... strategic asta, da, în casa căsătoriilor. Pentru asemenea evenimente. Nu, de obicei stă vis-a-vis de Drăgaică. Stătea acolo pe un trotuar. Ăsta primește amendă că stă pe trotuar sau... Sau uite, e bun titlul ăsta, de 3 ori amendă, că e cam de 3 ori cât o mașină obișnuită, cât un da. Autoturism sau îl înțelegem. Are voie să parcheze pe dacă trotuar. E în jurul sau în preajma casei căsătoriei, așteaptă omul clienții ca să iasă de acolo. Este un autoturist de lux cu bar, cu tot felul de dotări. Sau așa ar trebui să fie, nu știu ce mai are. În, da, dacă ajunge în România, probabil că nu mai are chiar toate. E totuși dotările. O problemă cu parcarea, dar la asta nu prea e unde. Cu parcarea, cu virajele pe străduțele astea de ale noastre. Nu prea e ce face pe aici cu asemenea mașină. Am înțeles. Altă fotografie trimisă de un alt telespectator. Asta este la piață, da? În zona pieței centrale. Vis-a-vis de piață. Da, vis-a-vis de piață avem acolo un indicator, da, cu... Oprirea interzisă. Oprirea interzisă, vedem că este totuși o mașină de școală, da? Probabil că s-au schimbat regulile și instructorul îi spune elevului, domnule, aici, uite semnul ăsta, înseamnă că aici e voie să parchezi, da? Învață bine și aici unde vezi semnul ăsta, aici poți să parchezi fără nicio problemă, în rest n-ai voie să parchezi. Eu știu că în spatele, dar se și vede, de altfel în spate acolo se lucrează sau se lucra și era o bandă din asta care proteja sensul ăsta de mers, în sensul că nu se putea circula de acolo încolo. Da. Probabil da. Că a profitat omul de această situație și a parcat acolo. Da. Este bine învăța, pleacă excelent învățăcelul ăsta, pleacă în meseria asta de șofer, da? Pleacă foarte bine informat. Mai avem și altceva? Wow. Da. Operațiunea Răvășirea. Da? Un alt telespectator ne-a trimis imagini după ce au trecut hunii, nu, vizihoții, ceva de genul ăsta au trecut pe acolo. Cred că este exact în spatele Registrului Comerțului spațiul ăsta de depozitare. De vreo câteva ori am trecut și eu pe acolo și de fiecare dată era cam același aspect. Da, trec ăștia coardele astea și iată ce lasă. La blocuri unde sunt ajutați de... femeile de serviciu de la blocuri, acolo nu se face mizerie pentru că au grijă femeile de serviciu să nu pățească, aici, să muncească pentru ei. Că nu e făcut gardă acolo până acolo, ba pus da. Lanț din ăla, nu? Sau? Ba da, este și poartă, dar tot timpul este lăsată sau o deschid indivizii respectivi. De fapt, este doamnele acelea păi, cu la noi rampele astea de gunoi ar trebui să fie
nu știu, cu fier beton, este, este chiar cu betonate, eventual, niște cu, bunkere, uite, așa. Poarta deja este dată în partea asta, în stânga imagine, dacă vezi, este partea dată. În... A, au găsit cheia, înțeleg că au găsit cheia ăștia o care vin cresc... Dar nu se încurcă din asta, nu au găsit încurc... cheia și... Nu se încurcă ei de încuietorile de la ăștia. Da, vai și amar de lucrători de la părer ăștia care vin să facă nu, și de, ordine și curat acolo. Și de cetățenii acolo. Care locuiesc în zonă, că pentru mirosul nu stă acolo. Așa. Loco. Da, da. Văd și eu când vin dimineața la serviciu un băiat ăsta de la RER, de la salubritate, săracul la fel, adună metalele de el. Da. Proastă meserie și-a ales. E da? Adevărat, asta dar sunt e. Tot... mai ales vara acum. Cetățencile respective sunt, să zicem, colege de etnie, pentru că se ocupă cu așa ceva, dar nu înțeleg de ce naiba, dacă tot răscolește gunoiul respectiv, ce nu pune la loc. Pentru ca să le dea probabil de muncă la ăștia. Bă, voi veniți la serviciu și nu faceți nimic, aia stați puțin, că avem noi munciți și grijă. Voi. Da. Declarații ale domnului Dunel, domnul viceprimar Dunel, a venit de la mare. A fost săptămâna trecută la mare, domnul Dunel, l-am copătimit și sincer. Eu la fel, da. Da, vă dați seama, pe ploile alea, domnul Dunel era la mare. Și eu am fost la munte, așa că suntem în aceeași oală. Da, l-au ajuns niște blesteme după la niște buzoieni din ăștia nemulțumiți și a plouat când a fost și domnul viceprimar la mare. Vine cu o promisiune, domnul Dunel, promisiune culeasă de la șeful gării CFR Buzău, că se vor asfalta două peroane până la sfârșitul acestei luni. Vedem declarația. Buzău din toată regională, Buzău arată groaznic. La Râmnicu Sărat cât de cât este aranjat. La Focșani la fel. Nu mai vorbesc de Galați și de Brăila, totul e ok. Doar la Buzău nu se vrea. La regional nu vă spun de câte ori am făcut intervenții, am făcut și la Ministerul Transporturilor. Ideea e că se opresc la partea financiară, că nu sunt bani și cu asta basta. Acum avem ceva promisiuni, colaborăm foarte bine cu șeful gării Buzău. A venit omul la mine de câteva ori, am fost și eu și am discutat. În momentul ăsta nu avem niciun răspuns clar, avem doar o promisiune, probabil că datorită presiunilor puse de noi, avem promisiune din partea șefului de gară de la Buzău că până la sfârșitul lunii se va intra și se va face cel puțin primele două peroane. Peronul trebuie neapărat asfaltat, băncuțele sunt lipsă, apă lipsă. Vreau să vă spun ce să... Probabil că ați fost și noastră și ați văzut, arată ca după război. Da, l-am ascultat pe domnul viceprimar Dunel, având această promisiune că măcar două din cele N sau nu știu câte peroane sunt în gara Buzău. Promisiunea făcută regională a CFR. Regională a CFR, că da. Până la sfârșitul acestei luni, ia să ne uităm, pe ce dată suntem azi? 25. 25, deci ar mai fi vreo 5-6 zile, nici n-au cum, nici n-ar avea timp. Dacă ar veni băieții, s-ar apuca probabil, n-au precizat totuși anul, a zice eu, da, până la sfârșitul lunii august, dar probabil anul viitor, cred că asta nu i-au spus cei de la CFR domnului Dunel. Credeți în așa ceva? Da, e posibil, adică în 2-3 zile se asfaltează, în sensul că acea îmbrăcăminte asfaltică... Ne întâlnim săptămâna viitoare la emisiune. La emisiune, da. Acea îmbrăcăminte asfaltică este de data asta fără mari pretenții de pregătire a locului respectiv. O întind și o tasează da, cu... Da, bălăriile. Alea mai greu. Cred că mai durează câteva zile bălăriile până alea la... mai greu, da. Da, rămâne să vedem. Luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Revenim după câteva minute. Atenție cu povestea extraordinară de viață a unui buzoian, fost pilot de vânătoare când avea 30 de ani. Acum mănâncă zilnic de la cantina săracilor din Buzău.